Sì, Jesus Christos. Podría ser que en la montaña, en Noul An, que la Mancebut, Dominos, podría ser que un An, bien comentado, Svent, cu bogate și cu alese haruri cerești, așa cum deja se prevede. Ne aflăm liturgic în duminica de după Marea Sărbătoare a Botezului Domnului nostru Iisus Hristos și vă invit să încercăm să revenim la acea frumoasă scenă a arătării Domnului. Să încercăm să ne închipuim o clipă, cortina care se deschide, cerurile care se dau la o parte, o altă lume. O altă lume care se dezvăluie este lumea lui Dumnezeu, lumea cerească. O voce care răsună, Tu ești Fiul meu, cel iubit, întru care am binevoit. Lumina din cer coboară și îl arată precis. Acesta este Fiul lui Dumnezeu, va spune Ioan Botezătorul. Este momentul în care Tatăl își dezvăluie concret iubirea Lui față de oameni în acest om, Iisus din Nazaret, acolo, pe malul Iordanului. În același timp, este și o misiune. Fiul meu, cel iubit, întru care am binevoit, întru care am dorit să-mi arăt bunăvoința mea față de oameni. Aceasta este misiunea Fiului. Să arate tuturor oamenilor iubirea lui Dumnezeu, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dorit să ne trimită nu un obiect, nici doar un semn, ci chiar pe Fiul Său unic, Iisus Hristos. Este momentul arătării publice a Fiului lui Dumnezeu. Sigur, nu toți cei care au asistat la acea scenă au înțeles ce s-a petrecut. Însă Ioan Botezătorul a spus-o pentru toți, iar Ioan Teologul, unul dintre ucenicii săi, a scris-o și a rămas scrisă în această cărticică, pentru noi toți, până astăzi. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. Este arătarea publică a lui Hristos, dar este și momentul în care va începe misiunea vieții publice mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos. Între cele două există însă un alt moment foarte important asupra care aș dori să ne oprim. Este un moment de pregătire. Mai înainte ca Iisus să înceapă misiunea sa mântuitoare, face un timp de pregătire. Un timp de pregătire spirituală. Fiul lui Dumnezeu, ne spune Evanghelia de la Luca și de la Matei. Foarte frumos, după ce a venit de la Iordan plin de Spiritul Sfânt. A fost dus de Spiritul să fie ispitit în pustiu. Dar oare poate Dumnezeu să ducă în ispită? Vechea întrebare. Era odată un interviu la televiziune. Se discuta despre botezul Domnului. Și la un moment dat, cel care lua interviul a spus, recitați Tatăl nostru.
După aceea a pus această întrebare. A spus, și nu ne duce pe noi în ispită. Oare Dumnezeu ne duce pe noi în ispită? Răspunsul îl avem în acest fragment. Dumnezeu ne duce în ispită. Este Dumnezeu Cel care permite ispita. Chiar și răul se supune lui Dumnezeu. Dar atenție! Dumnezeu este supremul bine, este izvorul binelui. El poate permite răul. Răul apare prin opoziția cu binele. Nu apare ca o creatură. Nu avem în Cartea Genezei vreun moment în care se spune că Dumnezeu l-a creat pe diavol sau a creat răul în lume. Nu există așa ceva. Răul exprimă voință independentă și opusă lui Dumnezeu. E bine, Dumnezeu permite această acțiune și nu numai în această situație. Ne gândim și la Cartea lui Iov, ne gândim la alte cărți profetice în care răul apare ca o ființă în acțiune căreia Dumnezeu îi permite în anumite limite să acționeze. Deci, răul, ispititorul, ființa negativă, cu puteri îngerești, este o realitate. O realitate de care nu trebuie să ne îndoim, ci să ne păzim. Îl vedem pe Iisus venind de la Iordan, strălucitor, plin de Spiritul Sfânt și apoi pus în fața cuvântului răului, întunericul și lumina, înălțimea și abisul, față în față, răul și binele, binele suprem și răul cât este permis. Este de fapt în mod simbolic întreaga viață publică a lui Iisus, rezumată în aceste 40 de zile, care sunt între plinătatea voinței lui Dumnezeu și încercarea ispititorului de a-i strecura cuvântul. Sigur, încearcă acum să se lămurească dacă într-adevăr este Fiul lui Dumnezeu. Pentru că, atenție, Iisus Hristos nu a putut fi ispitit decât ca și om. Nu se pune altă problemă. De ce ne interesează acest fragment? Pentru că aceasta este și viața noastră, iubiți credincioși. Și viața noastră este, de fapt, un timp între bine și rău, între plinătatea binelui și ispitirile răului. Este același mecanism din vechime, legea veche, Adam și Eva care trăiau în plinătatea Harului cu Dumnezeu și ispititorul care reușește să fure cuvântul. La fel și astăzi. Trăim între plinătatea Harului pe care l-am primit prin botez. Suntem plini de Spiritul Sfânt. Dar în această lume există și alte influențe. Și este important să le știm, să le cunoaștem. Pentru că ele încearcă să ne fure bucuria, fericirea trăirii noastre cu Dumnezeu. Să ne fure acea plinătate a Iordanului primită prin botez. Să-L slujim pe Dumnezeu, dacă se poate, numai pe jumătate sau chiar deloc. Idealul ar fi să-L slujim pe El. Vedeți cum acționează la aceleași două puncte din Cartea Genezei. Credința și cuvântul. A pierde încrederea în Dumnezeu înseamnă a pierde încrederea în cuvântul Său. Și aici ispititorul, în primul rând, relativizează încrederea în Dumnezeu. Ești puternic,
poți să faci orice, transformă piatra aceasta în pâine, ai încredere în tine. Încrederea în sine este bună până la un punct. Dar există un echilibru față de celălalt, față de societate și față de Dumnezeu. Ce depășește acest echilibru se numește mândrie și este păcatul cel mai grav. Al doilea moment, îl sune de vârful templului și îi sugerează ce să-i spună lui Dumnezeu. Ai încredere în Dumnezeu? Îți spun eu ce să-i spui. Ce e ceva absurd? În mod asemănător, este încrederea absurdă în Dumnezeu, negativă, care nu vine din iubire, speranță și credință adevărată. Iisus refuză și această ispită și urmează a treia. Dacă nu vrei să ai încredere în tine, nu vrei să ai încredere în El, atunci ai încredere în mine, în diavol. Eu sunt cel care stăpânesc toate în această lume. Mie mi s-au dat toate. Închină-te și vor fi ale tale. Ai încredere în mine. Poate ispita cea mai frecventă în lumea de astăzi. Și Iisus o respinge, numai Dumnezeului tău să te închini. Sunt cele trei ispitiri asupra încrederii în Dumnezeu, la fel de actuale. Mândria și astăzi ești puternic, încearcă să ai mai multă putere, să faci mai mult în numele tău pentru tine, triumful eului. Cere lucruri absurde lui Dumnezeu. O altă ispitire care merge împotriva propriei firi, împotriva propriului stat, în familie, în societate, în biserică, fără a face un bun discernământ. Și a treia este tentația averii consumiste, a beneficiului, fără niciun fel de limită. Averea, puterea și plăcerea împreună, care dau senzația de garanție în această lume, de liniște, ai de toate, mănâncă, bea și te veselește, idealul vieții, Doamne ferește. Iubiți credincioși, a doua ispitire este cea a cuvântului. Cel rău nu poate acționa dacă mai întâi nu fură încrederea și ia cuvântul pus de Dumnezeu. Adam și Eva. El încearcă să pună cuvântul lui. Când cuvântul lui este respins, citează Biblia. Să nu ne înșelăm. Cunoaște foarte bine teologie. Ne cunoaște și pe noi mai bine decât ne cunoaștem noi. Dar are o limită în acțiune, unde noi trebuie să-i deschidem poarta. Și acolo este problema ispitei. Cunoaște cuvântul lui Dumnezeu și îl poate utiliza, dar în sens negativ sau într-un alt context. Știți că în Biblie scrie Dumnezeu nu există. Atâta doar că psalmul adaugă nebunul spune Dumnezeu nu există. Dar dacă luăm numai cuvântul Dumnezeu nu există, putem perfect valid să dăm citatul în care în Biblie scrie Dumnezeu nu există. Iată cum se poate manipula cuvântul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, cel care dorește să amestece minciuna cu adevărul. Și aici pentru noi intervine un alt principiu de viață, discernământul spiritual.
Iubiți credincioși, încrederea echilibrată în Dumnezeu, încrederea echilibrată în noi înșine, chiar și în aproapele, este bună. Orice extremă însă este periculoasă. Să învățăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu cu atenție, pentru a-L putea utiliza în viața noastră ca principiu de viață, la care să nu renunțăm cu ușurință, dar să știm să facem un bun discernământ între cuvintele care se prezintă în câmpul conștiinței noastre. Nu tot ce zboară se mănâncă, zice vorba. Deci, a face un discernământ înseamnă a întreba gândul de unde vine. De la rău, îl respingem. De la mine, din nou, încercăm să vedem dacă este echilibrat sau nu. De la Dumnezeu, îl acceptăm fără discuție. Suntem la începutul unui nou an, încă un timp în care ne facem planuri pentru viitor, un timp în care ne revizuim statutul de viață, pornim oricum încetuți motoarele. E bine că este iarnă și e frig și avem timp să stăm acasă, să ne mai gândim puțin de el. Însă, nu uitați, avem în fața noastră 365 de zile de viață, de trăire, de timp. Pardon, sunt numai 352 acum. Depinde de noi dacă timpul acesta va deveni un timp de mântuire pentru sufletul nostru, un timp care să ne împingă înainte pe drumul spre Dumnezeu, în care să putem rămâne plini de Harul Spiritului Sfânt, sau încărcătura noastră spirituală treptat riscă să se reducă prin scurgerile ispititorului, cu slujiri pe jumătate sau deloc. Este un moment bun de pregătire înainte de a ne arunca cu totul în misiunea pe care o avem în familie, în societate, în biserică. Încercați să vă găsiți un timp dimineața, seara, un timp liniștit în care să vă ascultați, să stați de vorbă cu propria persoană, să încercați să vă revedeți statutele de viață și, ca urmare, misiunea pentru anul care începe. Să vă faceți programe, principii de viață, cu siguranță le aveți, nu vorbesc cu copii. Să le revizuiți programul în familie, echilibrul familiei, programul cu serviciul, echilibrul și cu serviciul de odihnă, relaxare și muncă, programul spiritual, care este programul ce mi-asigură mie mântuirea sufletului, rugăciunile necesare pentru a nu uita de Dumnezeu, aminti zilnic că există Dumnezeu. Aceasta înseamnă, de fapt, a trăi cu adevărat viața noastră. Scria Sfântul Părinte Papa Francesco într-un interviu recent: să nu tratați viața ca pe un obiect, o proprietate privată ar fi o reducere de neiertat. Viața este mult mai mult. Viața este un dar al iubirii lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Viața este un dar. Viața este un dar și fiecare clipă este un dar. Și copiii sunt un dar pentru noi și pentru biserică. Viața este un dar, însă depinde de noi dacă vom ști să trăim viața ca pe un dar sau doar ca pe un obiect pe care îl utilizăm
și apoi îl aruncăm în societatea în care trăim. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu la începutul acestui nou an să ne lumineze, să putem face din timpul vieții noastre un timp sfânt, un timp primit ca dar, un timp oferit ca dar. Un timp în care să învățăm mai mult să trăim, așa cum spunea Eli Mikler. Un timp în care să ne bucurăm mai mult de plinătatea Harului și să dejucăm cursele Ispititorului, rămânând departe de rău și unindu-ne în rugăciune spre bine. Un nou an este o nouă misiune și un nou dar. Să-l trăim cu adevărat la înălțimea iubirii lui Dumnezeu. Este un an despre care spuneam că se anunță multe evenimente semnificative și trec într-un alt registru. Probabil va fi un an istoric. Fiecare an pentru noi este istorie. Este istoria noastră. În anul acesta, după cum știți, din marile evenimente mediatizate, va avea loc mult dorita și așteptata vizită a Sfântului Părinte Papa Francesco în țara noastră, România. Și ne bucurăm din multe motive. A fost o luptă grea. Va fi în perioada 31 mai 2 iunie anul Domnului 2019 a doua vizită a pontifului roman în țara noastră, dar atenție, va fi o vizită pastorală. Dacă prima vizită de acum 20 de ani a fost o vizită strict de stat, această vizită este o vizită cu caracter pastoral și care răspunde invitației făcute de către Conferința Episcopilor Catolici din România și autoritățile statului român. Este o vizită în care Sfântul Părinte își propune să treacă dincolo de hotarele Bucureștiului, să meargă și în Moldova, la Iași, capitala Moldovei, să vină și la Blaj, capitala bisericii noastre, să ajungă și la Sanctuarul Marian de la Șumuleu, Ciuc, pentru a onora credincioșii care merg în acele zone la rugăciune. Vizita pastorală are un motto care ne invită la unitate, să mergem împreună. Evident, toate comunitățile creștine de pe teritoriul țării noastre și nu numai sunt invitate să participe la acest moment, dar în primul rând, noi creștinii catolici. Noi creștinii catolici avem datoria să participăm la acest eveniment cu adevărat istoric. Sfântul Părinte a dorit să vină în Transilvania la Blaj pentru un gest în care să poată aduce un omagiu tuturor acelora care, tocmai din cauza adeziunii lor la comuniunea cu Petru, o idee de credință, au petrecut ani grei de închisoare și au pierdut serviciile, familiile. Cunoașteți istoria. Ei bine, considerăm că este un act
de reparare față de biserica noastră, nu din partea Bisericii Catolice, care la timpul potrivit a trimis epistole prin pontifii romani, ci din partea statului român, aș spune, care are încă anumite datorii semnificative față de Biserica Greco-Catolică, față de istoria acestei biserici. Ne-am mândrit cu toții cu anul centenar frumos. Cine a descoperit anul centenar? Anul centenar a descoperit că a existat o generație acum 100 de ani care a crezut în unire și a săvârșit această unire. Și dacă vom căuta rădăcinile conceptului de națiune, conștiință națională, îl găsim în Biserica Greco-Catolică, să iertați, fără mândrie și cu tot echilibrul istoric al unor studii făcute. Anul centenar pe care l-am, fine, unii spun încheiat, eu zic că l-am început bine, pentru că avem o oarecare inerție în mișcare, nu a făcut decât să ne arate cât suntem de desbinați. Trebuie să recunoaștem. Dar este un lucru bun. Dacă am înțeles că suntem dezbinați, haideți să vedem care au fost forțele care au pus împreună poporul român. Atunci și acum suntem același popor, sigur, alte generații. Dar avem aceste resurse. Să facem ca aceste resurse să iasă la lumină. Să ne unim. Și consider că această vizită, dacă este bine trăită, fără mândrie triumfalistică, Papa vine pentru toți, poate aduce un mare semn de unire. Scuzați-mă că am atins cuvântul, închei. Doream să închei tot cu câteva cuvinte emoționante. Sunt cuvintele unui sfânt care în anul 1999 ne călca pământul românesc pentru întâia oară ca pontif roman. Românie, țară punte între Orient și Occident, punct de răscruce între Europa Centrală și cea Orientală, pe care tradiția o numește cu frumosul titlu de grădină a Maicii Domnului. Vin la tine, zicea Papa, în numele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și al Preasfintei Fecioare Maria, vei fi națiune prosperă, pământ roditor de bine, popor solidar și făcător de pace, Dumnezeu să te ocrotească și să te binecuvinteze mereu.